Oficialii de la DSP îi sfătuiesc pe crescătorii de animale că trebuie să ia măsuri de tratament pentru prevenirea înmulțirii căpușelor în zona gospodăriilor. Cetățenii, în schimb, sunt sfătuiți să se protejeze de insecte, iar în caz de mușcătură să se adreseze medicului. Până în momentul de față nu avem persoane care să fi mers la medicul specializat la urgențe cu astfel de înțepături. Sezonul a început, practic, așa cum știți, și Ziua Mondială a Sănătății a fost marcată prin acest slogan, deci, practic, se constată foarte mult că aceste boli produse de către vectori sunt foarte multe și atunci Organizația Mondială a Sănătății a hotărât ca această zi să fie serbată tocmai în acest sens, a aduce la cunoștință tuturor ceea ce înseamnă o înțepătură de vectori. Eu știu, țânțar, muscă, căpuș, așa cum a zis. Perioada propice pentru căpușe începe din primăvară și se întinde până spre sfârșitul toamnei. Apar foarte multe boli produse de căpușe, ale sunt foarte periculoase și nedepistate la timp pot să ducă la deces dacă, bineînțeles, aceste boli sunt tratate cu indiferență, așa cum spuneam. Acestea sunt prezente atât în zonele rurale cât și în cele urbane, inclusiv în numeroase destinații populare pentru activități în aer liber și turism. Cea mai frecventă boală transmisă de căpușe este boala Lyme. Aceasta se manifestă prin următoarele simptome care apar de obicei în 30 de zile de la momentul mușcăturii. Erupție cutanată roșiatică de formă circulară în jurul mușcăturii, simptome asemănătoare celor de gripă, de exemplu febră, oboseală, dureri de cap.